Etapă importantă în campionatul național, raliul Argeșului are parte de o listă numeroasă de echipaje la startul pentru cursa ce se desfășoară pe durata a două zile de concurs și propune peste 120 de kilometri cronometrați pe drumurile de asfalt de lângă Câmpulung și de pe Transfăgărășan. 74 de echipaje și-au anunțat deja prezența printre acestea, numărându-se cele conduse de Simone Tempestini, Dan Gârtofan, Bogdan Marișca, Bogdan Cuzma și Dorin Banciu. Dintre mușceleni, la start se va afla echipajul format din soții Bogdan și Delia Stase. Pentru cei interesați să ajungă pe probe pentru a urmări bolizii la fața locului, vă prezentăm cele mai importante repere din planul orar pentru probele speciale ce se desfășoară în zona municipiului Câmpulung, vineri în prima zi de concurs. Proba specială 1, Godeni Malu, start la ora 14 și 58 de minute. Proba specială 2, Mateiaș Dragoslavele, start la ora 15 și 41 de minute din zona fabricii Holsim. În jurul orei 16 și 30 de minute, bolizii se vor regrupa în centrul municipiului Câmpulung. La ora 17 și 14 minute se preconizează startul în proba specială 3 Godeni Malu, iar la ora 17 și 57 de minute start în proba specială 4 Mateiaș Dragoslavele. Pe străzile rezervate pentru concurs, circulația rutieră va fi oprită cu aproximativ o oră și jumătate înainte de start, fiind asigurate rute ocolitoare. Între orele 13 și 30 de minute și 14.45 în Schitu Golești, pe drumul comunal 10 și la Bugia de Jos, în zona satului Malu pentru probele speciale 1 și 3. Între orele 14 și 15 minute, 19 și 15 minute, pe drumul național 73, porțiunea cuprinsă între sensul giratoriu de la Holsim și Dragoslavele. A doua zi întreaga competiție se va muta pe cel mai frumos și spectaculos traseu din România, pe Transfăgărășan fiind programate alte patru probe speciale cu starturi la orele. 10 și 58 de minute, proba specială 5 Vidraru. 11 și 36 de minute, proba specială 6 Transfăgărășan. 14 și 39 de minute, proba specială 7 Piscu Negru și 14 și 57 de minute, proba specială 8 Lacul Vidraru. Amănunte despre competiție găsiți și pe site-ul oficial raliul argeșului.ro, iar cei care nu pot ajunge pe traseu trebuie să știe că probele speciale de pe Mateiaș, precum și probe de pe Transfăgărășan, vor fi transmise în direct și în exclusivitate de postul de televiziune Look Sport.